Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, lumea lui Mihai. Și în acest episod o să mergem la biserică, adică biserica pe care am terminat-o deja. Să vedeți cum arată. Au. Da, o să trecem din nou de obstacole. Hai să legăm pe Pongo, că cu Pongo mergem, nu pe Gassi. Bă, și l-am pierdut pe Fernando. Mi-am pierdut unul din cai. Și da, e Fernando, calul pierdut. Da. Cât să fă, n-ai, cât să fă, în rest. Uite-o, biserica. Da. Acum e timpul să o și arăt. Bun. La prima vedere, nu zic că nu-i cea mai reușită biserică, dar efortul a meritat. În schimb, am pus și clopotul, ia să zic și niște, în fine. Dar a ieșit bine. Nu că nu arată, nu arată nici rău, dar nu zic că nu arată nici bine. Destul de decent. Oricum arată destul de fain. Un pic turla e bătaia de cap, dar în fine, bun, s-ar putea să facem niște corecturi. Și de ce să nu o facem? Ups, nu give. Game mode survival, ok. Hai să dărâm în crucea. Și-a trebuit să fie în locul ăsta. Bun. Thank you.
Opa. Bun. Acum să zicem că e ceva. Bun. Interiorul... Acum haideți la interior. Interiorul e similar cu bisericile din Maramureș, evident. Aici este balconul pentru cor. O să fac acolo altarul. Și acum hai să urcăm pe clopotniță. Și acolo avem clopotul. Bun. A fost o mare bătaie de cap să fac acoperișul, dar a reușit în cea din urmă. A, uite-l pe Fernando. Se plimbă hai hui. Unde ești, măi, căluț? Te plimb degeaba, hai hui, acum ce fac cu Pongo? Merg pe acoperișul bisericii cu calul. Da. Hopa, hopa, că aici... Bun. Se pare că va trebui să merg cu Lesa, cu cal. Da, deci atât pentru acest episod, că episodul ăsta o să vină duminică și eu când filmez este sâmbătă. Cam atât pentru ziua de azi. Dacă v-a plăcut episodul ăsta de Minecraft Lumea lui Mihai, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați subscribe, share. Și pe lângă butonul de subscribe, nu uitați să apăsați și pe sonerie pentru ca să fiți la curent cu ce videoclipuri noi voi ieși pe acest canal. Și până data viitoare, vă salut, ciao.